auziți? Voi ați auzit de laboratoarele cele biologice din Ucraina, în care au zis că erau niște râți mutii, niște lebedi salbați, nu știu, care grăiau într-o limbă necunoscută, care trebuie să ducă pe nu știu, nu știu să facă, să... N-ați auzit? Ia veniți în fața la televizor, tăți că nu-și va spune vaia bățăi. În țara noastră mititică, nu de azi, nu de ieri și nu de un an, tot încearcă niște indivizi să facă valuri în leghean. Unii fac valuri mai mari, alții valuri mai mici, dar toate valurile astea sunt menite ca să înșerbânt situația de aici. Am vreau să grăiesc despre un caz cronic care trebuie tratat de organele speciale foarte serios și nici într-un caz, dar nici într-un caz ironic. E vorba de cel care în 2020 se vroie președinte. E clar spre care direcție era orientat, îl cheamă Alexandru Kalinin. Vă rog frumos să țineți minte. El a acordat un interviu unui portal de știri rusesc și în declarațiile lui mai multe falsuri aberante se găsesc. Precum că, atenție, cei din laboratoarele din Ucraina, când a început operațiunea asta specială, așa de tare s-a speriat și că probele din laboratoarele și alea, în Moldova răbdile transferate, îi fugiu cu ei cu probetele sub soară, îi pilele sub polul sureză. Și când Blinken în Moldova au fost, pentru asta au venit, probele și alea le-au pus așa în niște șervețele și le-au luat. Mai departe, Kalinin deloc nu se ostenește și despre dizlocarea trupelor NATO în pădurile din Moldova povestește. Mai departe, tot el spune că rușii din Moldova sunt discriminați și că nu le-ți permiți să grăiască în limba rusă. Am să fac o legătură cu solicitarea ambasadei, care tot mi se pare ca și Kalinin o lecuțică dusă, în care e cam același mesaj. Dacă sunt persoane de etnie rusă și dacă cumva sunt discriminați pe fonul spețoperației, la adresa de mail cu tare puteți să apelați. Și-o strânit un val așa de mare de comentarii pe Facebook la aceea postare, unde vorbitorii de rusă din toate colțurile țării spun că ei sunt în țara noastră minunat și că nu sunt discriminați și mai sugerează ambasadei că nu cumva, Doamne ferește, și bă cumva eliberați. Poate trebuie eu de dat și lui Kalinin în comentariile astea să le citească. Ori la interviul și ăla pentru Pravda Tocicaru știe din timp și trebuie să grăiască. Și la final au spus că tot în Moldova susține și că trebuie de dus până la capăt operațiunea asta specială. Adică el grăiește din numele meu, din numele tău, adică din numele nostru, că ca și cum noi suntem pentru război. Păi eu nu știu cum se numesc asemenea indiviz. De-amu, spuneți voi, eu chiar nu știu.